Eu încerc să mă abțin, să nu-i dau o replică tăioasă domnului primar, dar o să o fac cu oarecare diplomație. S-a găsit și cine să dea exemplu cetățenilor? S-a găsit și cine să-i învețe pe cetățeni ceea ce să facă? Domnul primar Constantin Boșcodal. Domnule primar, ceea ce ați arătat dumneavoastră în cei peste 16 ani de conducere a acestui oraș, aia primiți din partea cetățenilor. Vreți să aveți niște cetățeni modeli, moderni și model pentru oamenii din jurul lor, atâta vreme când dumneavoastră n-ați fost în stare să faceți un oraș modern și un oraș în care oamenii să aibă o anumită educație, să aibă anumite servicii? Mi se pare de-a dreptul josnic. Eu am acum mai mult un monolog, dar îmi doresc ca cei care privesc această emisiune să înțeleagă că nu sunteți dumneavoastră în măsură să-i învățați pe buzoieni ceea ce să facă, atâta timp cât dumneavoastră trăiți într-un cartier care, dacă mergem acum, sigur, cred că putem să ne așezăm pe jos, că e și uscat. Dar lucrul ăsta mă deranjează foarte tare când dumneavoastră îi arătați cu degetul pe cetățenii care v-au votat. Nu pot decât să vă spun că aveți un caracter josnic și nu vă deziceți de modul în care dumneavoastră ați condus acest oraș. Iar modul în care Buzăul arată la mai bine de o săptămână după această mare înzăpezire a lui, mi se pare că nu vă avizează nici măcar să ieșiți pe stradă. Ar trebui să plecați, să stați în concediu și să vă întoarceți la primăvară, că nu mai e zăpadă.